Sfântul proroc Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai iubiți sfinți în biserica noastră, dovadă fiind numărul mare de lăcașuri de cult care îl au ocrotitor. Printre acestea se numără și biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Caransebeș, unde astăzi a săvârșit Sfânta Liturghie Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În cimitirul lăcașului de cult sunt înmormântați 4 foști episcopi ai Caransebeșului și multe personalități din județul Caraș-Severin. Astăzi, în ziua ocrotitorului spiritual al bisericii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Vizita ierarhului într-o biserică este prilej de binecuvântare și bucurie. Binecuvântare și bucurie pentru că ierarhul nostru se roagă pentru noi și împreună cu noi, ne cercetează și ne întărește. Ca în fiecare an, slujim la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul din 7 ianuarie, în biserica necropolă a episcopiei noastre, biserica ocrotită de Sfântul Ioan Botezătorul, o biserică veche, monument istoric, o biserică dragă sufletului nostru, pentru că aici își dorm somnul de veci înaintașii noștri. Credem că exemplul Sfântului Ioan Botezătorul trebuie urmat de fiecare dintre noi. Sfântul Ioan Botezătorul a trăit o viață aspră, o viață în post și rugăciune și s-a învrednicit la plinirea vremii să vadă arătarea Preasfintei Treimi la Iordan. Dacă trăim și noi o viață curată în Dumnezeu, dacă postim și ne rugăm permanent, dacă cultivăm sfintele virtuți ale desăvârșirii și împletim rugăciunea cu milostenia, credem că Preasfânta Treime ni se va arăta și nouă. Căci ne spune Mântuitorul, fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să ne ajute și pe noi, pe fiecare, să mergem mai departe pe drumul pocăinței. Să respectăm cuvântul său, dar și cuvântul Mântuitorului, căci și Mântuitorul își începe predica, propovăduirea, cu același îndemn. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul are o comunitate activă și derulează mai multe proiecte social-filantropice pentru bătrâni și copii. Această biserică este necropolă episcopală, pentru că aici își dorm somnul de veci o parte dintre episcopii care au păstorit această eparhie, dar și foarte mulți protopopi, preoți, profesori de teologie, cât și alte personalități care au marcat viața bisericească, dar și viața socială și culturală a Banatului de Munte. Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeș a fost construită între anii 1770 și 1780 și a fost sfințită în data de 11 mai 1781 de episcopul Vicentie Popoviciu.